Bună ziua tuturor și bine v-am găsit! Numele meu este Andreea Chebac și alături de mine se află unul dintre lectorii Fundației Calea Victoriei. De data aceasta stăm de vorbă cu Bogdan Teodorescu. Bogdan, bine ai venit! Bine v-am găsit. Mulțumesc de invitație. Bogdan este artist vizual și profesor de educație vizuală, iar la Fundația Calea Victoriei susține cursul online de educație vizuală, cum altfel, curs intitulat Cum privesc o imagine? Bogdan, vreau să începem cu începutul, și anume, la ce bun un curs de artă vizuală? Ce ne învață el în primul și în primul rând? Sunt sigură că este o listă de beneficii, dar vreau să ne focusăm pe cel mai important dintre ele, unul dintre ele, cel la care te-ai gândit tu când ai început acest curs. Da, cred că în mod tradițional în jurul artei bântuie un pic această întrebare, la ce bun, pentru că nu, e un domeniu care se detașează de celelalte prin faptul că, în cuvinte simple și poate prea tăios, nu folosește la nimic, în sensul în care, la modul general, nu are o utilitate, o finalitate, așa cum alte domenii o au. De pildă, chimia ne promite o viață protejată, medicamente, o înțelegere mai bună a unor interacțiuni, fizica, matematica, în fine. Dar cred că în artă persistă această întrebare. Bun, dar ca să răspund un pic mai repede la această întrebare, după cum observă toată lumea, suntem înconjurați de foarte multe imagini. Cred că omenirea se află, poate că sună un pic glorios așa, dar ne aflăm într-o perioadă în care am abandonat un pic textul în favoarea imaginii, deci s-a produs o inversiune. Dacă înainte traduceam textul prin imagine, acum traducem imaginea prin text, în ordinea aceasta. Un beneficiu este că ne conduce pe o cale un pic mai sigură, dar în formula în care am putea face o comparație între o cărare și o stradă pavată. Strada pavată e un drum bine delimitat, o cărare e un loc prin care trece toată lumea și ale cărui limite, cărei limite sunt obținute prin frecvență. Adică, la finalul acestui curs, n-aș putea garanta că vom fi întotdeauna siguri că acest lucru este bun și celălalt e rău, dar știm măcar direcția potrivită în care am putea să o luăm. Hai să vorbim puțin despre interacțiunea dintre noi, oamenii profani, fără studii și artă. Și mă gândesc mai ales la componenta a reacției. Mă gândesc așa că am în față un tablou și sunt curioasă cât din reacția mea e emoțională, e sinceră, pentru că mă atrage culoarea, compoziția, tema, și cât e educată. Iată, am venit la un curs de artă vizuală și am învățat niște lucruri și știu că trebuie să apreciez acest tablou. Ce poți să ne spui despre asta, despre reacția pe care o au oamenii în fața artei? Da, asta mă face să mă gândesc spontan la un documentar pe care l-am văzut acum mai multă vreme, unde un european ajunge undeva în Amazonia și le prezintă celor dintr-un trib câteva înregistrări cu Maria Callas. Și asta este o provocare, pare un pic trasă de păr, dar nu știu dacă ne putem imagina, fără să vedem filmul, în mod interesant, cei din trib s-au arătat emoționați și au dat seama că e ceva care mișcă. În același timp, cred că există niște bariere culturale și țin foarte mult de educație. În fața unei lucrări de artă, să zicem un tablou, pentru că este, să zicem, simbolul artei. Sigur că astăzi ne întâlnim cu foarte multe forme de artă, poate că le identificăm mai greu. Dar tablou a rămas în continuare o emblemă pentru artele vizuale. Ne aflăm în fața lui. O parte este emoție spontană și o parte este emoție educată. Ține, bineînțeles, și de fundalul nostru, de sensibilitatea noastră nativă. Există oameni care, să spunem, au un comportament sau o înțelegere mai cerebrală și alții un pic mai afectivă. Cer scuze, un pic ca în discuția aceea din
din atmosfera romantică sau din disputa romantică clasică. O parte se datorează educației noastre și e greu de precizat, pentru că uneori educația poate dimpotrivă să stompeze anumite emoții, să ne facă să privim cu mai multă răceală. E ca atunci când mergem la un concert și, pentru că suntem experți în muzică, sesizăm mai ușor o notă care a scăpat și asta n-ar putea deranja față de cineva care are o pregătire, să spunem, mai superficială sau mai puțin aprofundată și care se poate bucura de o emoție un pic mai crudă. Limitele sunt greu de trasat, dar în mod cert nu ne putem baza strictamente pe emoții. Cu cât cunoaștem mai mult lucrurile, cu atât emoțiile noastre se câștigă în complexitate. Nu știu dacă întotdeauna în profunzime, dar în complexitate. Paleta sau diversitatea emoțiilor începe să devină mult mai extinsă. Da, așa că din nou, cred că e un drum pe care ar trebui și putem să-l continuăm și dincolo de curs. Cred că la curs obținem mai degrabă din nou direcția potrivită, poziția, evit acest cuvânt, dar nu cred că am la îndemână altceva, poziția corectă în fața unei lucrări de artă. Bun. Știu că la cursul tău vorbești despre canoanele de frumusețe, din perspectiva educației vizuale, bineînțeles. Și fără să vreau să dezvălui prea mult din ce pregătești la curs, aș vrea să ne vorbești și nouă puțin despre asta, despre cine le stabilește, cum se schimbă. Da, e un subiect care cred că interesează pe toată lumea, dar atenție, n-ar trebui să confundăm canoanele de frumusețe doar cu canoanele care se referă la frumusețea fizică, la frumusețea femeilor sau a bărbaților. Pentru că frumusețea e un termen foarte extins, e un termen abstract, dacă nu cumva fac un pleonasm între termen și abstract, dar dacă putem să sesizăm mai ușor un canon de frumusețe în ce privește moda sau aparența fizică, e mai subtil și poate mai greu de făcut legătura între alte elemente unde se poate vorbi despre frumusețe. Cine stabilește aceste canoane? Cred că e vorba de un consens. Probabil mulți dintre cei care nu s-au apropiat până acum de artă se gândesc că există un fel de tribunal al frumuseții și atunci cineva stabilește. Nu e vorba, nu criticii sunt cei care stabilesc acest lucru, este un consens general. Criticii sunt cei doar care subliniază și cu toate că există poate pe aici, pe acolo, o mică dictatură a criticii de artă, ea nu funcționează, nu este eficientă dacă nu vorbim din nou de un consens general. Și aceste canoane, bineînțeles că fluctuează, se mișcă și au legătură și cu aspecte mai puțin evidente, eventual cu economia, cu comunicarea. Gândiți-vă de pildă că oamenii din alte popoare erau considerați în afara oricărui canon după secolul al XIX-lea, cu ceva eforturi încep să fie acceptate și să și modifice canoanele locale din Europa, chiar dacă în trecut, adică în antichitate, aceste delimitări erau mai permeabile. Adică diferențele pe care le va face secolul al XVIII-lea, colonialist, mai departe un oarecare aer științific sau mai degrabă pseudo-științific în a stabili ce e frumos și ce nu e frumos prin secolul al XIX-lea. În trecutul foarte îndepărtat, aceste canoane se deplasau între ele și împrumutau idei dintr-o parte și din cealaltă. Cu alte cuvinte, canoanele nu sunt sfaturile din reviste, chiar dacă nu e de neglijat ce citim și acolo, nu neapărat că e nevoie să le respectăm sau ar trebui, dar e interesant de analizat cum un anumit set de reguli încep să prindă contur și să se imprime într-un conștient sau subconștient colectiv. Gândiți-vă, apropo de canoane de frumusețe, la eforturile pe care le făceau
femeile, dar și bărbații în secolul al XIX-lea pentru a sublinia un tip de siluetă. Adică corpul nu poate fi modificat atât de ușor chiar și astăzi când vorbim de intervenții chirurgicale și de tot felul de alte ajustări, nu știu, proteze sau, le-aș spune mutilări, dar sună deja peiorativ, dar putem să facem mai multe cu corpul nostru astăzi, din cauza sau datorită tehnologiei, cum doriți să o luăm, dar și în trecut corpul putea fi, și nu doar corpul, putea fi modificat prin vestimentație, printr-un tip de postură. Aș mai da un exemplu înainte de a trece la o altă idee. Dacă facem comparație între un tânăr de secol XIX, de 20 de ani, care avea aliura unui domn de 30-40, își dorea să arate și să imprime o seriozitate și astăzi, dacă comparăm un tânăr de 20 de ani, o să ne se pare că vorbim în continuare de un elev de liceu și această limită a fost deplasată până la o vârstă destul de înaintată, fără să fie vorba neapărat de modificări corporale semnificative. Aș vrea să încheiem cu o temă foarte largă, pe care să o abordăm foarte pe scurt, și anume să vorbim despre valorile în artă. Mai ales din perspectiva faptului că, iată, mulți artiști pot fi considerați revoluționari, geniali, talentați la un anumit moment, dar puțin trec testul timpului. Da, e o temă foarte dificilă, dar în același timp foarte atrăgătoare și e unul dintre momentele mele preferate din curs, pentru că știu că asta ridică multe întrebări și face pe participanți să interacționeze mai mult decât în celelalte reprize, poate. Aș porni cu o definiție foarte, foarte succintă a valorii, care ar suna în felul următor: valoarea este ceea ce e mai important. Aceste lucruri sunt stabilite și ele de un anumit context. Sunt foarte, foarte multe valori de multe tipuri. Interesant este că valorile, foarte puține dintre ele, rămân stabile și că ele sunt într-un fel de carusel, într-un fel de montan rus, și putem să vorbim de valori importante astăzi, și ulterior să ne dăm seama că ele nu rezistă, sau invers, sunt numeroase cazuri din istoria artei cu artiști care, după ce au murit și au pierdut, li s-a pierdut urma pentru a fi redescoperiți mai târziu, să zicem, în atmosfera artei moderne, pentru că ceea ce transmitau se potrivea mai mult sau mai puțin cu ideile respective. De pildă, El Greco sau Vermeer, celebrul autor al Fetei cu cercelul de perlă. Da, e greu să accepti ideea că cineva care într-o anumită perioadă este în linia întâi își va pierde valoarea sau, dimpotrivă, alții care sunt mai discreți apar în primul val. Ce face ca aceste lucruri să se schimbe atât de radical? Cred că uneori și faptul că avem nevoie de timp să înțelegem anumite lucruri. Noutatea, care este în sine o valoare modernă, propune niște lucruri, atrage curiozitatea, stimulează curiozitatea și asta creează uneori niște confuzii. În avalanșa aceasta de imagini cu care ne întâlnim, apar senzația noastră că ceva este mai valoros decât altceva este dată de setea noastră de a vedea. Culmea e paradoxal, adică sațietatea noastră față de imagini nu se consumă pentru că avem mai multe imagini, ci dimpotrivă ea crește exponențial. Cu cât vedem mai multe imagini, chiar dacă apare și se instaurează la un moment dat o anumită oboseală, ea crește, este aproape bulimică. Suntem din ce în ce mai atrași de imagini. Și atunci apare ceva nou pe fundalul acesta al foamei noastre sau al setei noastre de consum de imagine nouă. E ceva care ne atrage atenția și care este depășit de un alt lucru care ne atrage de asemenea atenția pe mecanismul
dacă vreți, al știrilor. O știre importantă astăzi va trece în plan secund a doua zi și așa mai departe. Cam asta se întâmplă, aș spune, mai degrabă recent și în artă. E nevoie de timp. Celebra dovada timpului înseamnă un timp pentru a înțelege în profunzime. Și e foarte greu de aproximat, de apreciat. Există artiști care speculează acest lucru și nu e de condamnat, pentru că o viață de artist nu e întotdeauna comodă din punct de vedere material. N-ar trebui să aplicăm într-un mod prea rigid niște idei morale în ce privește acest tip de raportare, dar dacă se întâmplă niște lucruri de genul acesta, niște nedreptăți, să le numesc așa, în ce privește acordarea unor valori sau stabilirea unor valori, se face din nou contextual și consensual. Adică și noi participăm la stabilirea valorilor, chiar dacă nu suntem experți în artă, chiar dacă suntem din afara artei. Modul în care consumăm noi lucrurile se reflectă și în artă. Rapiditatea aceasta, dorința de a obține rapid niște plăceri, nu vedem acest efect mai ales pe rețelele de socializare, și ea se reflectă în artă, care pune accentul uneori pe ceea ce este spectaculos, pe ceea ce este șocant, pe ceea ce este, ar putea să atragă atenția și dintr-un punct de vedere mediatico-comercial, dacă îmi permiteți acești termeni. Bun, Bogdan, îți mulțumesc foarte mult. Îmi place mai ales ce ai spus la final. Să încheiem pe această notă, și anume faptul că și noi contribuim la trendurile din artă, la felul în care este creată arta, chiar dacă mi se pare că nu suntem mari consumatori de artă sau că nu ne întâlnim atât de mult cu arta pentru că o asociem poate cu un anumit cadru. Ceea ce cred că nu mai e cazul, dar mai mult o să ne spui tu la curs. Îți mulțumesc foarte mult pentru discuție. Și eu mulțumesc și sunt foarte curios să stau de vorbă cu cei care vor participa. Ne mulțumim și celor care ne-au urmărit și le amintim că pe tine te pot întâlni la Fundația Calea Victoriei în cadrul cursului online de educație vizuală. O zi bună tuturor! La revedere!